Bun găsit, stimați telespectatori, la emisiunea Viața Gorjului. Suntem împreună cu domnul profesor Ion Elena, directorul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj, căruia îi spunem bun venit în studioul nostru. Bine v-am găsit și salut și eu telespectatorii dumneavoastră și pe colegii noștri din învățământul preuniversitar. Suntem la finalul unei zile cu foarte multe activități, ca de fapt în fiecare zi la nivelul instituției dumneavoastră. De fapt, a fost un an extrem de plin de evenimente cu foarte multe acțiuni. În ședința cu directorii de instituții școlare din Gorj de săptămâna trecută, dumneavoastră ați și prezentat o parte din activitățile desfășurate și, bineînțeles, să spunem așa, activitățile care stau în față în anul acesta școlar. Trebuie să dezvăluim telespectatorilor, cei care nu au văzut cu câteva luni în urmă, că noi am mai povestit câte ceva despre acțiunile acestei instituții pe care o conduceți. Da, este adevărat. Telespectatorii noștri cunosc o parte din misiunea pe care noi o avem de realizat. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională este o instituție conexă a învățământului preuniversitar din Gorj, aflată în subordinea Consiliului Județean și în coordonare metodologică a Inspectoratului Școlar Județean Gorj. Obiectivul principal al instituției noastre este acela al asigurării consilierii psihologice și educaționale pentru elevii din învățământul preuniversitar, pentru părinți, pentru profesori și pentru membrii comunității acolo unde există solicitare. Dumneavoastră ați avut și în anul trecut, aveți și în acest an școlar, câteva priorități clare. Aș vrea să le discutăm pe larg în această emisiune, pentru că telespectatorii o să vadă că conduceți o instituție extrem de importantă, mai ales în aceste vremuri de tranziție, în aceste vremuri de criză economică. Și haideți să vorbim mai întâi, pentru că a fost un subiect foarte discutat în presa locală, chiar în presa națională, despre copiii a căror părinți sunt plecați în străinătate. Ați derulat diverse programe, probabil e o prioritate și în acest an școlar. Este o realitate. Trăim într-o societate aflată în criză economică și de aici cu anumite repercusiuni asupra atitudinii, comportamentului uman, asupra relațiilor interumane, asupra trăirilor umane, afectivității și echilibrul emoțional al membrilor societății. Printre cei aflați în această situație, evident că ne aflăm cu toții, se află și copiii, elevii. Misiunea numărul 1 a Centrului Județean este aceea de asigurare a consilierii psihologice a elevilor și aici avem toată preocuparea pentru îmbunătățirea calității acestei activități în sensul optimizării procesului de învățământ și ca să optimizăm activitatea de învățare a copiilor este ca ei să aibă o liniște emoțională, o dispoziție afectivă favorabilă învățării, activității de învățare și formării unui comportament adecvat, normal pentru ei în școală, în familie și în societate. Este de luat în seamă, în ultima vreme, datorită crizei economice, valul de emigrare, de plecare a forței de muncă din țară, în afara granițelor și, evident, foarte mulți părinți sunt în această situație. În absența unor norme legislative care să responsabilizeze părinții pentru funcția educativă a familiei, astfel încât atunci când ei pleacă în străinătate să-și asigure copiii sub aspectul educațional și al siguranței și securității, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, prin consilierii psihologi din școli și cu sprijinul conducerilor unităților de învățământ, ale partenerilor noștri din învățământ, din comunitate, a realizat un studiu pe această temă și putem spune acum cu acte în regulă că față de ultima situație din 2009, când erau aproximativ 3.000 de copii cu părinții plecați la muncă în străinătate, în prezent avem un număr relativ crescut la 4.911, cu aproape 2.000 de copii mai mult,
ceea ce ne dă de gândit sub aspectul siguranței, securității acestor copii, al prezenței lor la activitatea de învățare, al frecvenței la școală. Și atunci programele noastre se orientează spre consiliere pentru a suplini, să zicem, lipsa de afectivitate a acestora în absența părinților, pentru că alta este relația afectivă cu părinții și alta este cu bunicii, cu rudele, cu apropiați, cu cunoscuți și așa mai departe. E bine să colaborăm cu școlile și ne-am propus acest lucru, să dezvoltăm anumite programe de voluntariat care să ușureze situația acestor copii sub aspect emoțional. Sub aspect economic, este bine să capacităm factorii responsabili de la nivelul comunității, precum și pe cei din școli, să realizăm diverse programe care să aibă în vedere situația unor copii cu un risc economic mai ridicat. Pentru că nu toți au un risc economic ridicat, deoarece părinții se achită în mare parte sub aspectul financiar, al susținerii financiare a copiilor rămași în grija bunicilor sau a rudelor sau unuia dintre părinți, pentru că nu în toate situațiile ambii părinți sunt plecați afară. Studiul nostru este foarte complet, vizează atât familiile în care sunt ambii părinți plecați, în care e plecată mama sau tatăl, în care copiii sunt în grija unuia dintre părinții, a bunicilor, a rudelor apropiate sau copiii mai mari au grijă de copiii mai mici, avem și situații din acestea, sau în grija vecinilor chiar. Aceste programe vizează, v-am spus, în primul rând, siguranța și securitatea acestor copii, suplinirea unor lipsuri de natură economică și îmbunătățirea tonusului afectiv al acestora. Dar putem să, deci spunem și de data aceasta că oricât am face noi, nu putem să înlocuim părinții. Deci rămâne o problemă aceea a copiilor care au părinții plecați acasă, deși fenomenul dumneavoastră spuneați de o creștere și este într-adevăr o creștere, dar era cumva sesizabil că în ultima perioadă sunt destul de mulți copii a căror părinți se întorc acasă sau chiar copiii care au fost cu părinții în străinătate se întorc acasă. Iar e o problemă ca acești copii să fie cuprinși în învățământul de la noi. Se nasc, deci ei se adaptează mai greu la învățământul de acasă. Chiar dacă poate clasele mici, clasele de primar sau de grădiniță, grupele, le-au prins în țară. Da, există și situații din acestea. E adevărat, sunt mai puține. Dar vreau să vă spun că aici sunt anumite bariere generate de necorelări care există între sistemele educaționale din respectiv cel din țara noastră și cel din țările Uniunii Europene. Pentru că este mai ușor pentru copiii noștri să se adapteze când merg de la noi din țară în celelalte țări ale Uniunii Europene sub raportul standardelor și exigențelor sistemului educațional, mai puțin sub aspectul comunicării, că pentru că aici este vorba și de cunoașterea limbii de țării respective, și este mai greu să se adapteze după ce vin, să zicem, din Spania. Chiar eu am fost pus în această situație cu una dintre nepoatele mele, care vin în sistemul nostru, cel din clasa 10-a, acolo, și aici cunoștințele și, eu știu, programele școlare sunt pentru clasele a 11-a, 12-a. Sunt puși în situația să dea anumite diferențe și e greu să realizeze aceste lucruri pentru că le lipsesc o parte dintre cunoștințe. Vorbeam de una dintre priorități, este clar legată de copiii a căror părinți sunt plecați în străinătate. Însă aveți și alte priorități, unele foarte importante și vin din problemele cu care se confruntă societatea românească, județul Gorj, practic fiecare comunitate în parte. O problemă foarte urgentă pentru instituția noastră este aceea a înființării serviciului de evaluare, orientare școlară și profesională, pe scurt SOSP. Ministerul și Inspectoratul Școlar ne-au repartizat cele 5 posturi prevăzute de lege, în care sunt cuprinși specialiști cu atestat în psihologia educațională, psihopedagogi, specialiști în psihologie specială, asistenți sociali, medici pediatri, deoarece acesta este un serviciu complex în care se realizează orientarea școlară și profesională a copiilor cu cerințe educaționale speciale, copiii cu anumite deficiențe senzoriale, intelectuale,
fizice, psihice chiar. Și acum cine face această orientare? Această orientare se face de către specialiștii noștri din Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică prin delegare de competențe în absența lipsei fondurilor de la buget pentru a bugeta aceste posturi ca să le permanentizăm conform legii. Sperăm ca anul viitor, eu știu, să ne mișcăm economic, să reușim să avem și acest serviciu, deoarece din nefericire aceste cerințe sunt din ce în ce mai multe, să zic așa. Se înmulțește numărul copiilor cu cerințe de educație speciale din mai multe motive și le-am enumerat aici. Riscurile sunt foarte multe, sunt multe familii aflate în risc, părinții, familii dezmembrate, copii care nu au un mediu familial sănătos. Eu știu, nu știu care este și zestrea genetică a acestor copii, dar ei nu au nicio vină, ei au aceleași drepturi ca toți ceilalți. Noi trebuie să le asigurăm orientarea școlară și profesională, fie în învățământul special, fie în învățământul special integrat și în învățământul de masă, în învățământul normal, pentru că avem și copii care au anumite deficiențe care nu influențează capacitatea intelectuală a lor, dar au anumite probleme de natură motrică, eu știu, probleme de natură senzorială și așa mai departe. O altă problemă, am vorbit de copiii cu cerințe speciale, acum și într-adevăr se integrează mai greu, chiar e nevoie de specialiști, dar până la urmă dumneavoastră luptați ca instituție, cum de fapt toate instituțiile școlare luptă, cu riscul abandonului școlar și mă gândesc că să ne spuneți mai multe despre această problemă, cum intervine CJR ca instituții în acest domeniu, mai ales că suntem într-o zonă în care sunt anumite zone din Gorj care sunt defavorizate din punct de vedere social, economic și alte. Prima formă de intervenție a Centrului Județean este aceea care se realizează prin intermediul cabinetelor de asistență psihopedagogică pe care le avem în școli. Cunoaștem comunitățile aflate în risc de absenteism și abandon școlar și după aceea eșec școlar și în acele centre, în acele centre de asistență psihopedagogică și bineînțeles în toate, există o colaborare foarte responsabilă între consilierul psiholog școlar, între educatoare, învățătorii și profesorii, coordonatorii ai claselor, managerii de grup educogen, diriginții. Și în momentul în care observăm că frecvența unora dintre elevi este cu semne de întrebare, atunci împreună cu conducerea școlii se iau măsuri speciale. În primul rând se realizează consilierea acelui elev, să vedem care sunt cauzele pentru care el nu se prezintă la cursuri și se realizează, dacă este nevoie, consilierea părinților, a bunicilor, a celor care, cu care locuiește, pentru identificarea cauzelor și a soluțiilor de a îndepărta această abatere de la disciplina școlară. Și vreau să vă spun că în urma situației pe care am realizat-o la sfârșitul anului școlar 2012-2013, față de anul 2011-2012, absenteismul școlar a scăzut cu 20%. De la 255 de elevi aflați în abandon școlar, am ajuns la 204. Deci suntem pe un trend pozitiv, să zic așa, dar acțiunea noastră de prevenire a absenteismului și abandonului școlar, acțiunile noastre, vor fi diversificate și adaptate în funcție de situațiile specifice fiecărei comunități școlare și comunități în general, și vor fi forme diverse în care vor fi capacitați toți partenerii educaționali, acolo unde este cazul. Este vorba de consiliile școlare ale elevilor, este vorba de consiliile reprezentative ale părinților, reprezentanții comunității și ai societății civile și chiar anumite ONG-uri care pot să ne sprijine sub aspect logistic sau material. Pentru că dumneavoastră vorbiți și ca rezultate a unui raport, unde se întâlnesc cele mai mari probleme de abandon școlar? La nivel de țară au fost identificate, printre altele, comunitățile cu populație romă, unde riscul este mai mare. La noi în Gorj se menține aceeași tendință sau avem doar influențați mai mult de sărăcie? Și în Gorj vreau să spun că se menține aceeași tendință, dar populația romă a început să fie mult mai receptivă la nevoia de educație și
la partenerii noștri Educogeni și chiar reprezentanții lor solicită dezvoltarea anumitor proiecte și o și facem pentru a sensibiliza și a-i conștientiza față de importanța educației în viață și în viața socială în primul rând. Și vreau să vă spun că în comunitatea școlară de la școala gimnazială Voievod-Litovoi, școala 5 din preajma cartierului Meteor, abandonul școlar a fost redus la zero. O veste foarte bună față de situația intense a consilierului nostru psiholog de acolo și a parteneriatelor pe care le-a dezvoltat cu reprezentantul populației rome, domnul Ion Mihai, care ne sprijină foarte mult. Ceva procente ridicate avem în comunitatea școlară din zona Budieni-Scoarța, foarte puțin în Baia de Fier, relativ puțin în zona Țânțăreni și ceva abandon școlar în zona Motru, Colegiul Tehnic Motru, unde trebuie să identificăm cauzele și să găsim măsuri potrivite, măsuri remediale pentru diminuare. Până la urmă, nu întâmplător, să spunem, am abordat una din aceste probleme mari la nivel județean și în care interveniți, pentru că de aici se vede și importanța pe care o au specialiștii instituției dumneavoastră în buna desfășurare a activității la nivel de școală. Însă să mergem puțin la consilierul psiholog, oamenii dumneavoastră de bază din teritoriu și care trebuie să se implice în fața unei, să spunem, unei game foarte largi de probleme, de la problemele acestea de adaptare la școală, de riscul de abandon din cauza sărăciei sau din alte probleme, la identificarea copiilor cu probleme deosebite, până la aceea de a consilia și părinții să-i facă să înțeleagă anumite lucruri și să ajute școala și procesul de instructiv educativ al copilului lor nu să-l încurce. Este îmbucurător faptul că în foarte mare măsură colegii noștri din școli, conducerile unităților de învățământ, au realizat cât de importantă este prezența consilierului psiholog în școală, dar și mai mult ne bucurăm când și părinții și comunitatea au reușit să remarce că prezența consilierului psiholog în momente dificile din viața fiecăruia și trecerea printr-o ședință de consiliere poate fi un prag important pentru depășirea anumitor dificultăți și găsirea căii de soluționare. Pentru că nu întotdeauna noi, ca simpli indivizi, reușim să găsim calea cea mai potrivită. Este important să avem o relație armonioasă, benefică cu cei de lângă noi și cu mediul din conjurător, cu mediul social, să zic. Să nu intrăm în conflict și să nu avem anumite dezechilibre emoționale, De aceea este bine să abordăm psihologul. Asta nu înseamnă că dacă mergi la psiholog ai o anumită problemă care nu mai are rezolvare. Nu. E o chestiune care vine din trecut, eu zic așa, e o problemă de mentalitate și trebuie să avem atitudinea potrivită, normală, față de prezența acestui specialist în viața noastră. În lumea civilizată, oamenii care sunt responsabili față de sine, față de propria persoană, față de ceea ce au de făcut, înainte de a lua o decizie, stau foarte mult de vorbă cu psihologul și după aceea iau decizia, iau hotărârea de a face ceva și constată că nu au luat o hotărâre greșită, dimpotrivă. Hotărârea este bună și se vede și eficiența și rezultatele așteptate apar. Faptul că am dezvoltat astfel de programe și în care am avut mereu parteneri, asta înseamnă că s-a văzut la fața locului că este eficientă activitatea aceasta. Este adevărat că nu toate situațiile le rezolvă psihologul. Nu trebuie să ne așteptăm că dacă un copil are anumite tulburări emoționale îndelungate, după mai multe ședințe, după, eu știu, poate să arate ceva semne de îmbunătățire în atitudine, în comportament, în trăiri. Sau, uneori, aceste probleme pot fi soluționate de către alți specialiști. Dar important este să gândim pozitiv și să încercăm să rezolvăm cât se poate și acolo unde se poate, să intervenim la timp și să nu fim pasivi față de anumite manifestări pe care le observăm sau și mai grav, să nu le observăm.
înseamnă că nu suntem oameni de școală, nu suntem oameni de educație, pentru că un profesor care se respectă trebuie să dispună de minimum de cunoștințe psihopedagogice ca să poată să observe atent și activ și, aș zice, și subtil anumite trădări, anumite ieșiri dintr-o normalitate în ceea ce privește comportamentul unor copii, limbajul unor copii, pentru că dacă observăm un limbaj violent la un copil, e clar că are și manifestări violente în acțiune. Și atunci trebuie să ne punem întrebări. Nu trebuie să fim pasivi față de aceste situații. Consilierii pe care îi aveți în școală și care discută cu elevii, discută, cum spuneam, chiar și cu părinți uneori, ce vă spun, cu ce se confruntă ei în mod deosebit? Că bănuiesc în momentul când discută cu copiii cu ăstea, află lucruri, unele care ar trebui remediate, deci nu specifice numai unui singur caz și sunt probleme de multe ori și mai general. Activitatea de consiliere trebuie să respecte o anume procedură. Sunt aspecte care se pot transmite, se pot spune și sunt altele pe care deontologia profesională nu permite să le facem publice. Din ce se poate face public? Da. În mare parte, copiii acuză tulburări emoționale generate de prezența în viața lor a telefonului, a televizorului, a internetului. Sunt anxioși, agitați, au tulburări de atenție, tulburări emoționate generate de anumite conflicte care apar între ei în clasă pe lucruri de care nu te aștepți, anumite tulburări generate de atitudinea profesorilor față de ei. Cred că aici ar trebui mai multă cunoaștere a psihologiei copiilor din partea unor colegi de-ai noștri. Pentru că înainte de a merge la clasă să predăm disciplina noastră, să o facem cunoscută, avem nevoie de o armonie a grupului educogen, avem nevoie de un fond educațional pe care trebuie să-l dezvoltăm, să-l menținem, pentru că nu se poate face cunoaștere pe atenție difuză, instabilă. Aici trebuie să capacităm voința, dorința de a ști. Iar asta se face întâi prin a educa și după aceea prin a forma, prin a informa. Dacă pe el nu-l interesează să afle nimic sau eu știu, dacă n-are o dispoziție plăcută și nu-i dezvoltăm interesul să afle ceva despre munții Himalaya, putem să-i vorbim noi 3 ore despre munții Himalaya, că nu mai nu știe nimic după aceea. Asta este. Totul trebuie făcut cu... Trebuie să-i facem să le placă lecția. Iar asta are 2 componente. Una educativă și cealaltă informativă. Educativul precede informativul întotdeauna. Da, și poate că aici, pe lângă, vorbeam de consilierea copiilor și părinților, poate chiar și unii dintre colegii noștri ar avea nevoie de consiliere. Da, la solicitare li se acordă. Da, și dintr-un alt motiv. Venim dintr-o lume reală plină de probleme. În momentul când vii la clasă și tu te gândești, apropo de partea materială, că nu știu ce rată la bancă n-ai plătit, că n-ai avut bani sau diverse alte lucruri, e destul de greu să te concentrezi la viața celui din fața ta, la acele 30 și ceva de persoane care sunt într-o clasă, poate. Da, e ca și cum... Asta nu că găsim scuze, dar spunem lucrurilor pe nume. Da, sunt realități. Da, există situații în care colegii noștri au solicitat consiliere și le s-a acordat și au fost benefice aceste momente. Este și viața noastră tulburată de vectori externi, uneori externi voinței noastre, cum și viața copiilor este tulburată de anumite probleme care există în familie, chiar și în comunitate. Sunt fel și fel de influențe. De aceea este bine să sesizăm la timp aceste disfuncții și să încercăm să le îndreptăm, pentru că așa este normal. Bun, haideți să vorbim puțin despre proiectele mari care le-ați avut în anul trecut și ce proiecte mari, unele cu caracter național, pentru că trebuie să spunem telespectatorilor că sunt multe proiecte care sunt la nivel național și pe care dumneavoastră le-ați gestionat aici la Gorj foarte bine. Unul dintre proiectele importante pe care le dezvoltăm în fiecare an este cel generat de realizarea orientării școlare și profesionale.
Acesta se realizează prin târgul de ofertă educațională, pe care îl facem înspre finalul anului școlar, lunile mai-iunie, cu elevii claselor a 8-a, deci finalul gimnaziului, liceele tehnologice, liceele, colegiile și toate instituțiile de învățământ liceal își prezintă propria ofertă, iar gimnaziștii merg și vizitează. Bineînțeles, se întâmplă exact ca și la un târg economic. Ofertă, cerere și ofertă. Și în cazul ăsta, înainte de testele naționale, elevii își fac o anume orientare. Bineînțeles că pe parcursul anului școlar există și activități de consiliere specifice pe orientare, în care consilierii psihologi discută și cu copiii. Și chiar diriginții, toate, există și consilieri de grup și activități în parteneriat în care se vorbește despre corespondența între aptitudini și ceea ce vrei să devii. Degeaba îți propui să devii, să zicem, profesor, dacă tu ai aptitudini pentru electronist. Este. Iar elevii trebuie conștientizați de ceea ce pot ei să facă cel mai bine. Da, e o problemă însă și știu că amintează dumneavoastră când a fost ședința cu directorii de săptămâna trecută, ce facem cu acei copii care intră cu 2 la liceu și care încercăm la sfârșitul liceului să promoveze acest examen și ne plângem când ei nu o fac. Și păi, sunt destul, da. Câteva mii poate la nivelul unui an școlar. Păi facem, să vedeți ce facem. Problema nu este a noastră, a consilierilor sau a profesorilor, este o problemă tehnică de sistem. Și aici apare contradicția între ceea ce văd ei la târg și pe urmă ce se întâmplă cu calculatorul. Trebuie să ne întoarcem la normalitate și să realizăm selecția resursei umane în funcție de ceea ce poate fiecare. Și atunci nu voi avea aceste discrepanțe și nici față de calificare și piața muncii. Și e adevărat, dacă intră, îl bagă calculatorul cu 3 la liceu, paradoxal. Eu știu că la liceu se intră cu medie peste 5 în baza unei selecții, pe bază de aptitudini, cunoștințe, examen și așa mai departe. Ce ne vorbește ministrul educației actual, Remus Pricopie, că va face peste 2 ani. Sunt de acord. Îmi pare rău că nu s-a făcut până acum. Era mai bine pentru noi, pentru toți. Și pentru economia țării era mai bine. Avem nevoie de școli de arte și meserii, dar să fie școli de arte și meserii în care să se învețe cu adevărat meserie, în care nu să se deseneze motoare cu creta pe tablă, scheme, schițe, ci în care elevul să lucreze efectiv la mașină și să compare între ceea ce a realizat și de unde a plecat și să realizeze singur că a realizat, că a făcut ceva bun sau a realizat un rebut. Că atunci apare și autoevaluarea și de aici apare și o motivație intrinsecă. El își, se judecă în fața propriei conștiințe și se judecă și comparativ cu cel care a realizat lucrarea. Și atunci el se motivează. Trebuie să fac și eu cum a făcut celălalt. Și încearcă și după mai multe încercări, cred că va reuși, pentru că exercițiul este mama învățării întotdeauna. Și apoi un atlet, dacă nu face antrenament în fiecare zi, n-are cum să câștige concursul de maraton. Și un maratonist bun, dacă nu aleargă permanent, nu mai câștigă. Devine în scurt timp un pedestru oarecare. Da, deci ca și concluzia ce am discutat la această problemă, orientarea școlară este foarte importantă și e bine să fie făcută bine. Da. Alte programe pe la nivel care au mers nu numai în Gorj, ci și la nivel național. Am avut pe proiecte POSDRU un proiect pe dezvoltarea stării de bine în rândul elevilor, în care au fost cuprinse 5 școli din județul Gorj, printre care aș aminti școala generală Padeș, școala generală Scoarța, școala generală Ecaterina Teodoroiu, Telești și Baia de Fier. Da. Și Bălești dumneavoastră. Și Bumbești. Și Bumbești, numărul 1. Da. Da. De fapt, sunt mai multe. Ce să vă spun, au fost trimiși la cursuri de formare consilierii noștri, care la rândul lor au realizat formarea cu profesorii dirigenți și cu învățătorii la
nivelul școlilor respective. Oricum, grupul țintă a fost din rândul elevilor de la ciclul primar, clasele 1-4. De ce? Pentru că trebuie să luăm de la bază. Trebuie să dezvoltăm starea de bine. Ce înseamnă asta? Un elev este în starea de bine în momentul în care nu este în conflict cu sine și cu cei din jurul său. Este foarte adevărat, avem multe de făcut, nu numai la nivelul mediului școlar sau la nivelul copiilor pe dezvoltarea stării de bine. La nivel societal avem multe de făcut. Noi intrăm foarte repede în conflict, suntem prea ambițioși. Dacă cineva ne deranjează cu un cuvânt, îl ține minte multă vreme și încercăm să-i plătim polițe. Nu. Nu este bine așa. Atitudinea normală este să fim toleranți, să-i demonstrăm că ceea ce spune nu este bine, să arătăm cum este și dacă nu va înțelege, nu avem decât să trăim un sentiment de compasiune față de el și să găsim alte mijloace de a-l aduce pe o zonă normală de conviețuire. Programul ăsta cu starea de bine care se adresează elevilor și profesorilor, cred că ar trebui extins la întreaga societate. Noi trebuie să oferim un model. Știți că forța educativă a modelelor este mare și eu cred în puterea exemplului și în raționamentul sincer și eficient. Mergem mai departe. Ați amintit un alt proiect și acesta este de amploare. Iată că e vorba de câteva sute de cadre didactice, câteva mii de elevi care sunt în acest proiect, care, din câte știu, nu s-a terminat, este încă în derulare. Urmează faza cu elaborarea unor proiecte în cadrul școlilor și punerea lor pe o platformă ca să poată fi folosită experiența din fiecare școală. Anul acesta tot pe proiecte POZRU, împreună cu Ministerul Educației Naționale și cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean, dezvoltăm un proiect cu destinația de a realiza un mediu școlar sănătos și armonios sub aspectul comunicării. Și pe acest proiect am trimis la cursurile de formare 7 consilieri care după aceea vor veni și vor dezvolta propriile programe pe consilieri mediatori. Adică urmărim a realiza consilierul mediator de conflicte în mediul școlar. Ceea ce este un lucru pozitiv și aducător de bine, să zic, pentru noi. Deoarece este, cred eu, consilierul psiholog cel mai abilitat în a realiza această negociere. Și știm că multe școli, din nefericire, încă multe școli, sunt conflicte de ani, de zile. De fapt, dacă mi-aduc aminte, un fost inspector general chiar se plângea că suntem pe locul 2 pe țară, eram la vremea aceea, la reclamațiile din școli către minister din județul Gorj. Asta se întâmpla prin anii 2005-2006. Între timp, lucrurile s-au mai îmbunătățit. Dar încă mai sunt conflicte în anumite școli. Am coborât spre subsolul clasamentului, e bine atunci. În domeniul acesta. Deci de multe ori mai contează și acest atunci lucru. Atunci înseamnă că factorii naturali sunt mai prielnici în Gorj. Cei sociali cred că sunt influențați de cei naturali și tind și ei spre a fi mai generoși, așa. Cred că conflicte au existat dintotdeauna în mediul școlar. Dar este bine ca acestea să nu se amplifice și să fie sesizate la timp și stinse prin negociere, prin, medierea părților și așa mai departe. Pe această temă avem dezvoltate programe atât în ceea ce privește relația profesor-elev-elev-profesor, dar mai mult relația elev-copil-părinte, părinte-copil. Avem probleme aici, în zona aceasta. Ca o paranteză la ce vorbeam despre conflictele din școli care între cadre didactice, că mai există încă, să știți că nu-i nimic nou sub soare. Săptămânalul Vertical chiar oferă un serial despre actualul liceu Tudor Vladimirescu, pe atunci gimnaziu Tudor Vladimirescu. Un raport din 1905, prezent în arhivele gorjene, vorbește despre conflicte extrem de dure care se practicau în primii ani ai acestei instituții de învățământ. Asta n-a împiedicat până la urmă progresul și urcare treaptă cu treaptă ce s-a întâmplat cu această instituție școlară. Oricând și în orice situație, factorul pozitiv este cel care primează.
Așa că trebuie să fim optimiști, dar să nu fim pasivi față de ceea ce nu este agreat, să zic așa. Dumneavoastră ați prezentat în ședința cu directorii de săptămâna trecută și un, să spun așa, câteva dintre priorități. Despre unele am discutat deja, altele urmează să discutăm în cele ce urmează. Vorbeați dumneavoastră despre faptul că o să vă canalizați eforturile specialiștilor pe care îi aveți în subordine pe rezolvarea unor probleme. Asta cu abandonul școlar, cea cu copiii a căror părinți sunt plecați în străinătate, cu aceasta cu sărăcia și toate celelalte care duc una dintre alta, că până la urmă se leagă toate, sunt un întreg fenomen. Mai sunt și altele în care intenționați să vă implicați sau sunteți deja implicați ca instituție? Noi avem programe de parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului pe prevenirea fenomenului violenței domestice în familie și în acest sens am dezvoltat o strategie cu partenerii noștri din școli, încât atunci când se observă anumite semnale, când apar semnale în comportamentul elevilor, în atitudinea lor, aceștia să fie consiliați de către consilierul nostru și dacă există cauze de natură să influențeze comportamentul și ele vin din zona violenței domestice, este bine să fie încunoștințați factorii responsabili pentru aceasta, deoarece copilul are anumite drepturi, între care dreptul la o viață liniștită, sănătoasă, la un mediu sănătos, la o familie și să fie protejat. Pentru că el nu are nicio vină pentru ceea ce îi se întâmplă. Iar părinții trebuie să știe acest lucru. Aș vrea să vă întreb un lucru. E o tendință în ultimul timp și am văzut comentarii pe această temă și să-mi spuneți dacă tendința o ați văzut-o și dumneavoastră sau e corectă. Părinții încep să vadă în școală un mediu în care își duce copilul, când el e la serviciu, ca să fie copilul în siguranță, îl duce pentru 4, 6, 8 ore sau chiar mai mult dacă există și acel after school de după ore. Și deci nu mai urmăresc, nu mai sunt extrem de atenți la ce învață copilul, cum se pregătește, ci la faptul că este într-un mediu securizat pe cât posibil, acolo. Deci este păzit timp de orele respective ca el să poată să aducă resursele pentru familie, părintele respectiv. Cum vi se pare această idee pe care am tot văzut-o în ultimul timp prezentă și în media? Mie mi se pare firească, în sensul că eu văd în părinții care își aduc copiii la școală considerând că școala este un mediu securizat, sigur, sub toate aspectele, bineînțeles, asupra calității procesului educațional, asupra stării de sănătate, siguranței privind starea de sănătate a copilului, siguranța privind integritatea corporală, siguranța afectivă și așa mai departe, și agrează și programul after school, încât să vină după amiază să-l ia acasă, fără o altă problemă, mi se pare normal. Dar cred că mai există și un număr de părinți care aduc copiii la școală pentru a câștiga un anume timp liber, să zicem, de 2-3 ore. Mie nu mi se pare o atitudine sănătoasă a acestor părinți, dar cred că numărul acesta este foarte, foarte mic. Nu dezaprob faptul că în actualele condiții ale societății, familia este foarte bulversată și foarte ocupată. Pentru că există o multitudine de griji și de nevoi de diverse naturi care îi capacitează și le deturnează interesul și atenția față de proprii copii uneori, din nefericire. Da, e mai ieftină o grădiniță sau un after school decât o, să zicem, o doică sau o... Este foarte adevărat și deci mai ales problemă. Că această grădiniță sau after school sunt încadrate cu specialiști. Cred că și doica trebuie să fie un specialist, adică un da, la noi e o meserie care încă n-a fost, din nefericire, încă nu e reglementată cum trebuie. Nu e în cor, este în cor.
Mergem mai departe și pentru că tot vorbeam de, suntem practic totuși la începutul unui an școlar, au trecut câteva săptămâni și Gorjul deja a avut la nivelul evenimentelor, să spunem așa, câteva cazuri disparate, unele s-au încadrat la violența aceea în școli de care vorbeați. Adevărat, au fost în afara școlii, dar au avut implicate, cazurile respective au avut implicate persoane din rândul școlilor. Cum vedeți dumneavoastră aceste probleme, mai ales că, cum vorbim de presă, că sunteți într-un studio de televiziune, presa de obicei e atrasă de aceste, de mediatizarea unor asemenea cazuri care ies din tiparele, să spunem, școlii și mai puțin de faptele pozitive care se întâmplă într-o școală. Revenim la ceea ce am spus mai înainte. Eu cred în forța exemplului, exemplului pozitiv. În cazul acesta nu pot să fiu de acord cu presa, chiar dacă sunt la ESAT. La ESAT nu am văzut o promovare a violenței pe micul ecran până în prezent, dar dezaprob acele mijloace mass media, oricare ar fi ele, presă scrisă, presă vorbită, audiovizual și așa mai departe, pentru că acestea aduc un deserviciu grav instituțiilor educaționale și chiar și societății. Asta este doar cursa după rating și cursa după bani, după avantaje economice, vizând și aruncând în derizoriu pe cele de natură etică, morală și socială. Nu pot să fiu de acord niciodată cu aceasta. Da, legat de acest an școlar, ați vorbit de priorități, ați vorbit de, să spunem așa, principalele proiecte care se vor derula și în acest an. Însă, în ultima perioadă, se vede clar la nivelul instituției pe care o conduceți un suflu nou. Și printre alte lucruri pe care le spun eu, nu le spuneți dumneavoastră ca să nu fie, să spunem, să nu vă lăudați singur, ci avem motive să spunem acest lucru, este și o revistă, o tribună a activității dumneavoastră, care deja este așteptată în rândul cadrelor didactice. Probabil că deja sunteți în pregătirea unui nou număr. Da, e revista de specialitate a instituției noastre, Drumuri spre Suflet. Este o revistă în care pot să-și exprime punctele de vedere de specialiștii noștri, precum și specialiștii în educație din școli. Este deschisă tuturor opiniilor sănătoase care aduc un serviciu educației. Totodată, la punctul documentar, am dezvoltat activitatea și proiectul Clubul de Carte, unde avem peste 200 de volume de literatură de specialitate, în care consilierii noștri pot să-și dezvolte, anumite proiecte, să studieze, să facă anumite studii și în care vom dezvolta propriul nostru sector de creație și cercetare în domeniul respectiv. Am zis să încheiem într-o notă optimistă, dar în același timp vă întreb totuși o parte mai puțin plăcută. Vorbeați dumneavoastră și în planul managerial și anumite disfuncționalități pe care le întâmpinați. Ce ar fi de rezolvat, de asta nu neapărat din partea instituției dumneavoastră, ci din partea altor instituții, ca totul să fie foarte bine la dumneavoastră în instituție? Vreau să vă spun că până în prezent ne-am bucurat foarte mult de sprijinul logistic și financiar al Consiliului Județean. Personal, președintele Consiliului Județean, domnul Ion Căinoiu, s-a îngrijit de buna noastră dezvoltare. Întotdeauna am găsit solicitudine la această instituție și la oamenii care o reprezintă. Aceeași solicitudine am găsit și din partea Inspectoratului Școlar. Comunicarea este foarte bună cu Inspectoratul Școlar, cu Inspectorul Școlar General și întregul corp de inspectori, cu partenerii noștri educaționali și sociali, și vreau să vă spun că trăim într-o societate bulversată de criză, o societate care încearcă să-și regăsească calea, dar rămân în continuare optimist că ne vom realiza programele și proiectele și cred în continuare că educația se face cu bani, dar și cu bani mulți se face. Vom găsi acești bani? Asta nu e treaba noastră, este treaba decidenților acestei societăți, dacă vor să avem o societate civilizată și avansată. Bine, ar mai fi multe lucruri de discutat cu altă ocazie, când vă mai așteptăm în studiul nostru.
Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la emisiunea Viața Gorjului. Și eu vă mulțumesc.